Scandal la un liceu de elită din Focșani. Elevii susțin că învață în frig, la 14 grade, din cauza unor probleme cu geamurile. Zeci de copii au bătut obrazul conducerii școlii prin mesaje postate pe rețelele de socializare. Mulțumim Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza și administrației acestuia pentru una din cele mai mari realizări din istoria omenirii, aceasta fiind descoperirea Kelvinului negativ pe care îl trăim în fiecare dimineață când venim la liceu pe pielea noastră. Sincere mulțumiri și țineți-o tot așa! A scris un elev pe Facebook. Unii au pus și fotografii cu termometrul din clasă și au cerut să fie suspendate cursurile. Conducerea școlii are însă propria versiune asupra situației. Până acum 20 de ani, când s-a schimbat împăria, nu s-a întâmplat să fie frig în școală. În clase încercăm să acoperim acest deficit de căldură cu ce putem. Aveți radiatoare ceva sau... Da, avem radiatoare, da. Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, unul dintre cele mai renumite licee din Focșani, nu a fost reabilitat de peste două decenii.